Concursul Tineretul Sudează a fost organizat pe 21 martie de către Patronatul Român Filiala Arad. Concursul Tineretul Sudează, suntem la a 20-a ediție. Avem, din păcate, numai 7 candidați, deoarece, după normele europene, trebuie să ne încadrăm între vârsta de 18 și 24 de ani. Ne străduim să aducem tineri la școală, chiar acum au terminat 2 școala, pot să lucreze deja în orice companie din Europa. Ne bucurăm și că aici în Arad avem 2 fabrici de vagoane, o fabrică de tramvaie, plus alte firme care au nevoie de mână de lucru calificată. Mă simt foarte ok din punct de vedere absolvirii acestei școli de sudoră. Sper să continui mai departe în acest domeniu. Sper să fie în continuare ok și să pot să găsesc un loc de muncă în acest domeniu. Acest concurs este o reclamă fantastică pentru această meserie din județul Arad, unde majoritatea întreprinderilor fac construcții sudate și fără sudură nu merge nimic. Trebuie să facem reclamă și bineînțeles că este un concurs premergător pentru Sinala pe țară, care este organizat de Asociația de Sudură din România. Sunt 17 județe membri în Asociația Sudurilor. Aradul este una și în frunte, zicem noi. Și sperăm că tot aici o să fie și finala pe țară în 22 aprilie. Am terminat profesional la 17 ani și apoi am lucrat ca sudor vreo 10-12 ani. După aceea am făcut facultatea și acum lucrez în momentan inginer sudor la Astra Rail Industries. De câtă muncă este nevoie pentru a ajunge inginer? Pentru mine, acum, lucrând foarte mult în partea practică, nu a fost foarte mare, adică dificil trecerea de la sudor la inginer. Trebuie să fie, să aibă multă seriozitate. Deci dacă nu au seriozitate și dăruire în ceea ce fac, nu știu dacă vor putea să reușească. Deci, atât trebuie să fie seriozitate și să le placă ceea ce fac. Dacă nu le place, nu știu nimic.